Bine v-am găsit! Pentru a scoate la iveală fișierele și folderele ascunse în Windows, trebuie să urmăm câțiva pași simpli. Eu am aici un folder în care aparent nu este nimic, însă am pus un folder și un fișier ascunse. Pentru a le scoate la iveală, pentru a le arăta, trebuie să intrăm în My Computer. Aici avem opțiunea View. Mergem pe Options. Alegem Change Folder and Search Options, mergem în tabul View și bifăm Show Hidden Files, Folders and Drivers. Dăm OK și vedem că aici au apărut în ceață un fișier și un folder, care până acum erau ascunse. Această variantă merge și pe Windows 7 și pe alte variante de Windows. Diferențele sunt minore, vom găsi aici undeva opțiunea Change Folder and Search Options. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!